Bună ziua, stimați telespectatori! Sunt Nicolae Ionescu și vă invit la o nouă incursiune prin culisele istoriei. Tema de astăzi a dezbaterii noastre se intitulează Noutăți arheologice, realizări și perspective. Temă ce o vom aborda împreună cu invitatul emisiunii, doctor în istorie Dragoș Mândescu, director adjunct al Muzeului Județean Argeș. Bună ziua. V-am găsit și mulțumesc. Bine ați venit la emisiunea noastră de popularizare a științei istoriei. Motoul sub care se desfășoară dialogul nostru este un citat din fizicianul teoretician și om de spirit Albert Einstein, laureat în anul 1921 al Premiului Nobel pentru fizică. Cei care au privilegiul de a ști au datoria de a acționa. Domnule director, arheologia este, din punct de vedere teoretic, să zicem, studiul activităților umane în trecut și se aplică prin recuperarea și analizarea culturii materiale, a datelor și obiectelor lăsate în urmă de către populațiile umane, includ artefacte, arhitectură, peisaje culturale. Dacă vrem să găsim o definiție așa. Sau da, teoretic. O definiție așa ca de dicționar. Da. Știm sau ar trebui să știe că în ultimul timp, în ultimii 10 ani, la Muzeul Județean Argeș s-a format un nucleu de arheologi pasionați, în fruntea cărora sunteți dumneavoastră, care au realizat, ca să zic așa, o seamă de lucrări pe teren. Arheologia, tocmai cu asta se ocupă, este poate un paradox, ceea ce evenimentele istorice strică, arheologia recuperează și reconstituie din cioburi, din frânturi, aspecte ale vieții, ale religiei, ale riturilor de mormântare, de viață, a strămoșilor, strămoșul într-un anume sens, pentru că arheologia, cum să spunem, se ocupă de partea nescrisă a istoriei. Și tocmai acesta este paradoxul, că arheologia ajută foarte mult, pentru că 99% din ceea ce cunoaștem despre oameni este porțiunea aceea nescrisă, acea numită pentru preistorie. Pentru care nu avem izvoare scrise, sigur. Da, nu există izvoare scrise. Dar ca să facem o legătura așa genetică între noi, actualii locuitori ai zonei, și populațiile care trăiau aici cu mii de ani înainte, nu știu cât o să fie de relevantă să spunem că sunt strămoșii noștri. Strămoșii noștri doar așa, într-un anumit sens, poate legat de zonă, de teren, de natură, mai curând decât de o descendență directă, pentru că noi nu știm nici măcar cât în sângele nostru, cât la sută mai este un element dacic, să spunem, sau medieval, timpuriu. De fapt, nu mai ne ducem înapoi în timp, până în neolitic sau în neolitic. Deci, strămoșii noștri, în termeni generici, să spunem, nu atât de care reflectă cumva o realitate certă. Da. Nu putem zice ăsta e strămoșul meu. Când ne urmărim înapoi în timpul descendența până la nivelul... Deși cunosc un caz în Anglia, unde s-au găsit într-o peșteră un schelet și era din epoca de bronzului, cam așa ceva, și făcând ADN-ul au descoperit că erau niște locuitori după acolo care aveau același ADN-ul ca în sfârșit. Da, o fi vreun caz fericit. Știu că în ultimul timp arheologia, cum să spun, a făcut și anumite descoperiri, dar a ținut și un fel de reuniuni, un fel de sesiune de studii naționale
în care s-au prezentat toate da, studii și rapoarte arheologice. Evident, pornind de la faptul că arheologia este eminament o meserie, o disciplină, să spunem, meserie, poate mult spus, dar întinde să devină chiar o meserie astăzi, o meserie de teren, da? O disciplină de teren. Bun, arheologul lucrează și iarna, să nu vă închipuiți că dacă se termină toamna și lucrările de săpătura propriu-zis se încetează, munca arheologului a sfârșit atunci, până la următoarea campanie, în primăvară sau la începutul verii. Pentru că iarna... Este studiul materialului strâns peste vară. Care nu trebuie să stea în depozit, aruncat sau uitat undeva în depozit peste generații, ci trebuie prelucrat cât mai repede, cu atât mai bine, pentru că și informația este proaspătă. Și relația în cadrul contextului, în cadrul ansamblului închis, este mult mai clară la scurtă vreme după descoperire. Analizele care ar putea să fie făcute sunt mult mai proaspete. Deci toate rezultatele ar trebui prelucrate, obținute cât mai repede cu putință după ce materialul a fost scos, extras din secțiune, din săpătură. Asta se întâmplă de obicei toamna târziu până iarna, până în primăvara anului următor, când deja pregătim o nouă campanie arheologică de teren, de săpătură. Ceea ce s-a săpat cu un an înainte și rezultatele obținute până în primăvara anului următor, să spunem, este produsul ceea ce arheologii prezintă la nivel de disciplină, la nivel de colegi, să spunem, acestui organism colegial. Nu există un ordin al arheologilor, din păcate, nu există în România, cum au, de exemplu, arhitecții. Dar există oameni dedicați meseriei care lucrează în institutele de cercetare, în muzee, predominant în muzee și în universități. Pot fi și arheologi particulari. Avem colegi și în firme particulare, care au prilejul să se întâlnească o dată pe an în cea mai mare reuniune profesională de acest gen dedicată descoperirilor arheologice din România. Am ajuns la ediția 51, port deja tricoul oficial, să spunem, al reuniunii, care s-a întâmplat anul acesta de curând, la sfârșit de lună mai, la București, la Muzeul Național de Istorie și în parteneriat cu Muzeul Municipiului București. Este o manifestare mare unde vin sute de arheologi, participă cu referate, cu prezentări PowerPoint, să spunem, cu rapoarte mai succinte sau mai pe larg a ceea ce s-a descoperit, au descoperit în anul precedent. Și noi am avut la Pitești aici, de exemplu, acum 2 ani, a 49-a ediție organizată la Pitești, la Muzeul Județean. Era a doua oară atunci când Muzeul din Argeș organiza o astfel de sesiune. Mai fusese una în 1988 sau 1987. Deci de la Pitești s-a scurs un an la Târgu Jiu, a urmat rândul Bucureștiului și iată că am intrat deja în a doua jumătate de secol de când astfel aceste sesiuni de rapoarte, așa se numesc, sesiunea națională de rapoarte arheologice, au loc. Deci totul se desfășoară sub girul și sub finanțarea până la urmă a Ministerului Culturii, acum și al Identității Naționale. Și vreau să spun că anul acesta chiar mi s-a părut o sesiune foarte, foarte bine, foarte bine organizată, foarte bine structurată și participare bogată din toate centrele arheologice ale țării, oameni pasionați, oameni care chiar a fost un an, anul trecut, 2016, un an prolific pentru descoperiri și organizarea a fost, într-adevăr, la un alt nivel decât ceea ce știam până acum, ce trebuie să spunem și trebuie să ne bucurăm de lucrul ăsta, de acest fapt. Și în România, iată, acest tip de reuniune profesională are parte de manifestări foarte, foarte aproape de standardele impuse în Europa Occidentală, așa cum le știm cei care participă de regulă la astfel de manifestări științifice. La București, la sfârșit de mai, a fost o adevărată sărbătoare foarte bine organizată, foarte bine structurată și cu comunicări de mare, mare calitate. În urma acestor sesiuni de comunicări, știu că apare și o cronică a cercetărilor,
în care sunt publicate unele din aceste... Da, am aici, am chiar ultima cronică, deci cronica cercetărilor arheologice din România, campania 2016, să o arătăm către cameră să fie... Un volum, iarăși, repet, apărut trebuie să spun... în condiții grafice deosebite. Da, după multă vreme, când, practic, niciodată n-am avut în mână o cronică a cercetărilor arheologice la standardele acestea de calitate, unde doritorii pot găsi ceea ce s-a trimis la Ministerul Culturii. Asta ar fi, de fapt, o obligație a fiecărui arheolog, pentru că noi săpăm, cheltuim bani publici. Noi trebuie să arătăm publicului, chiar și celui publicului larg, nu numai colegilor noștri specialiști, să punem pe masă descoperirile și să oferim o minimă descriere, așa cum în timpul ăsta scurt, de la descoperirea de anul trecut din vară, să spunem, până în iarnă, când rapoartele aceste succinte se îndreaptă către minister pentru a fi cuprinse în cronica cercetărilor arheologice din România. Iar aici, să spunem, avem circa 100 de rapoarte arheologice pentru cele mai importante șantiere, ale căror conducători de șantiere au binevoit să trimită Ministerului cronica, raportul, chiar dacă este unul mărunt și doar în, să spunem, care poate suferi modificări, un raport preliminar. Da. În aceste rapoarte s-au prezentat lucruri spectaculoase? Cum considerați? Sau au fost ceva descoperit? Spuneam că anul trecut a fost o campanie așa prolifică pentru arheologia din România și confruntând cronica, volumul lansat atunci la București cu ocazia sesiunii naționale de rapoarte și participând în mod direct la sesiunea națională de rapoarte, eu am participat la secția de epoca fierului, prima și a doua epoca fierului, dar am tras așa cu urechea și la secțiunea dedicată antichității clasice, să spunem. N-am ajuns, din păcate, la sesiunea de istoria de evul mediu, care se desfășura la Muzeul Municipiului București. Noi eram în cealaltă parte la Muzeul Național de Istorie. Dar din ceea ce am putut să percep, am avut niște descoperiri cu totul și cu totul senzaționale anul trecut. Și n-aș vrea să nominalizez pentru că i-aș omite pe ceilalți colegi, dar vreau să spun doar două, așa doar două, să punctez două, trei dintre acestea. Probabil că cea mai spectaculoasă rămâne epava Rusu, așa numită epavă Rusu, descoperită, așa editorii cronici au ales să o ilustreze cumva pe coperta a patra cronicii cercetărilor arheologice, aceste amfore încă în mediul marin, încă în apă. Este vorba de o epavă numită de arheologie epava Rusu, descoperită anul trecut de colegii de la Tulcea, de muzeografii de la Tulcea, cercetătorii de acolo, arheologi, într-un program în colaborare cu o societate germană de arheologie subacvatică, utilizând sonare, alte mijloace tehnice pe care acum 10 ani spuneam nici nu ne imaginăm că ar fi posibil aplicarea lor, care aveau vreodată aplicabilitate în România. Dar asta e un alt capitol și aș vrea să revin după intervenția aceasta să discutăm puțin de deschiderea aceasta largă a orizontului care se face simțită din ce în ce mai mult astăzi. Așadar, colegii de la Tulcea, în colaborare cu echipa germană, au reperat în zona de litoral a Tulcei, a județului Tulcea, o navă romană de transport comercial, undeva la 20 de metri lungime pe 6-7 metri în lățime, încărcată cu cargou plin cu amfore pentru vin. Circa 1000 de amfore este estimată, încărcătura este aproape intactă. Intactă, dar se vede în... Este o descoperire de senzație. Nu spun că ar schimba istoria Mării Negre așa cum o știam până acum, dar este o descoperire așa cum noi nu am mai avut până acum, care trebuie valorificată. Trebuie să fim foarte prudenți
în a manevra această epavă, pentru că încă nu avem un laborator de restaurare lemn și conservare acestui tip care odată scoase din mediul lor marin trebuie să fie efectul aerului și al oxigenului cu siguranță poate fi destructivă pentru până la găsirea acestor soluții de conservare și ulterior restaurare și punere în valoare turistică, științifică, publicare, s-a ales ca întregul punct arheologic, ceea ce numim astăzi Epava Rusu, să fie ținută încă în mediul în care a fost descoperită. Locația încă rămâne secretă, pentru că vă dați seama de ce. Nu există o pază propriu-zisă a locului, ci asta ar fi și o invitație pentru braconaj, foarte ușor de accesat. Așadar, este publică informația, o navă absolut intactă, romană, de epocă romană, de secol III, o datare pe carbon 14 a relevat prima jumătate cumva a secolului 3 după Hristos. Deci în plin Imperiu Roman, o navă care încărcată cu 1000 de amfore cu vin sau cu lei, nu știu exact, da. Nu știm exact. Asta ar fi, după părerea mea, cea mai spectaculoasă și chiar demnă de un film pe posturile de televiziune dedicate pentru cu astfel de descoperiri. Și aș mai menționa aici și descoperirea colegului de la Universitatea din Pitești, a domnului Cosmin Bărbulescu, Constantin Bărbulescu, Augustus Bărbulescu, tot anul trecut, evident, într-o zonă pe care mulți înaintea lui o considerau epuizată sau că nu este demnă de o cercetare arheologică în zona mare a sitului de la Ognița, de la Buridava, cunoscută cetate dacică de la Ognița, din județul Vâlcea, pe zona aceasta bogată în sare, a reușit să descopere probabil necropola târzie, evident, e adevărat, după materialele prezentate la sesiunea națională de rapoarte, cândva în preajma cuceririi romane poate fi datată, poate chiar și ușor după, dar asta necropola așezării într-o dacice, într-o perioadă în care necropolele obișnuite, populații obișnuite, necropolele, mormintele dacilor de rând, să spunem, în așa numita perioadă clasică a culturii getodace din secolul II înainte de Hristos până în secolul I după Hristos, în momentul cuceririi romane, ne-au rămas necunoscute. Noi nu știm cum se înmormântau, de fapt, populația obișnuită, dacii care locuiau în davele de la Popești, de la Piscu Crăsani, de la Tinosu, de la Poiana, de la Ognița, vorbim acum, nu aveam descoperite necropolele. Ceea ce a reușit colegul Bărbulescu deschide cumva o nouă poartă de explorare a acestui domeniu și dă un răspuns, poate, chiar dacă numai parțial, pentru că materialul e cumva târziu, spre epocă traianică deja. Da. Sunt foarte multe importuri acolo romane, prea puțin material dacic, dar este posibil să avem de-a face cu un facies funerar al locuitorilor Ogniței dacice în preajma sau chiar imediat după cucerirea romană. Și asta deschide iarăși discuția despre statutul și statusul în contextul regatului dacic, până la urmă, al acestor mari așezări importante cu însemnătate economică, cum era Ognița și relația centrului de putere de la Ognița cu Imperiul Roman și cu avansarea armatelor către centrul de putere din munții Sarmizegetuza, Reghia, din munții Șuranu. Mă aș opri aici pentru că ar fi multe și timpul nu știu cât ne mai permite, dar cei interesați sunt rugați să, da, să solicite cronica cercetărilor din România. Este distribuită de Institutul Național al Patrimoniului și de Ministerul Culturii. După știința mea este gratuită. Deci cine e doritor să observe direct
secvența aceasta 2016, care cred că este un an formidabil în evoluția asta recentă a arheologiei românești, este așteptat să solicite volumul și îl va primi cu siguranță de la colegii de la Institutul Patrimoniului. Ați menționat că vreți să reveniți. Deci arheologia, pe lângă situl clasic, folosește și cercetarea transdisciplinară acum. Deci... din ce în ce mai mult. Și acum, într-adevăr, la... din nou mă întorc la Secțiunea Națională de Rapoarte. A fost o bucurie și o satisfacție imensă să observăm că la ce nivel s-a ajuns astăzi în cercetarea arheologică prin implicarea antropologilor, antropologie fizică. Datarea radiocarbon astăzi este un lucru firesc. Analize fizico-chimice făcute sub diverse metodologii, sub diverse laboratoare implicate. Deci, dacă continuăm să vedem arheologia, munca unui arheolog solitar așa în teren, facem o mare greșeală. Astăzi este mult mai deschisă, colaborează cu echipele, colaborează foarte bine între ele chimiștii, fizicienii, antropologii, istoricii, numismații, arheologii. Chiar și cu această arheologie aeriană, fotografierea și descoperirea unor situri care pe teren nu le observi. Aerian, din fotografii, sunt relevate prin toate prin aceste metode. Au ajuns la niște standarde foarte, foarte ridicate. Arheozoologia. Da. Dacă mergem înapoi acum 30 de ani, nu mai mult de 2-3 decenii, o să constatăm că în fiecare depozit de muzeu întâlnim saci cu oase de animale pe care arheologul, neavând un arheozoolog la dispoziție în echipă cu care să se consulte și care să prelucreze materialul osteologic de la animale, au rămas în saci aduși din șantierul arheologic, nedesfăcuți chiar. Sunt multe muzee și asta din lipsă de specialiști. Astăzi avem și această ofertă foarte, foarte bine pusă la punct. Sunt puțini, dar sunt foarte buni arheozoologii, palinologii, toată pleiada aceasta de oameni foarte dedicați meseriei, foarte buni specialiști, nu se deosebesc cu nimic de colegilor din Occident, pe care arheologul abia așteaptă să-i capaciteze și să-i implice în echipa de cercetare pe care o conduce. Și împreună se pot face descoperiri și se pot face afirmații foarte bine bazate pe cercetarea tuturor domeniilor. Și iată că și spuneați, și arheologia marină prinde contur la noi, un lucru de neînchipuit acum câțiva ani, dacă ne uităm înapoi, o datare carbon 14, dacă vorbeam acum 10 ani de ea, erau la nivelul utopiilor sau la nivelul viselor frumoase. Acum, din contră, este o procedură obișnuită și utilă în același timp, evident, dar nu știu unde să ne situăm peste 50 ani. Poate ajungem chiar la etapa de a nu mai fi nevoie săpătura, mă gândesc. Și da. Prin geofizică sau prin alte sisteme să ne mulțumim, doar să le reperăm și să le studiem direct fără săpătură. Am salvat o groază de bani. Da. Dar în același timp, arheologii întâmpină și o grămadă de piedici, ca să le zic așa. Se întâlnesc cu jefuitorii de artefacte, de vânătorii, așa numiți vânători de comori, de opoziția față de escavarea rămășițelor umane. Da, de reticența chiar a locuitorilor, a proprietarilor terenului, care au în continuare o atitudine nu totdeauna încurajatoare și deschisă pentru echipele de arheologi, care în final... În primul rând, eu cred că nici nu știu ce se întâmplă, nu sunt informați. Da, asta încă ducem o mare deficiență aici, avem această deficiență de deschidere largă a arheologiei către publicul mare, public, către omul obișnuit, către omul de rând. Noi încă preferăm să dezbatem între noi și la sesiunile noastre ale de rapoarte arheologice și la mesele rotunde dedicate protecției siturilor, dedicate legislației, dedicate diverselor teme din arheologie,
ne dezbatem aceste probleme între noi, între specialiști. Marele pas ar fi să ieșim din carapacea aceasta către omul de rând, către beneficiarul până la urmă al muncii noastre, pentru că nu lucrăm neapărat pentru noi. E adevărat că ne hrănim pasiunea prin asta, dar beneficiarul în ultimă instanță este cetățeanul, omul, da. pe banii căruia lucrăm. Știu că dumneavoastră, ca arheologi, aveți și acea descărcare arheologică. Descărcare de sarcină arheologică se numește. Da. Da, și este prevăzută încă din 2000, în ordonanța 43 din 2000, care încă în vigoare și care presupune scoaterea tuturor vestigilor, escavarea și scoaterea științifică, nu vorbesc de altfel. Deci, escavarea prin șantier arheologic, scoaterea rămășițelor arheologice dintr-o anumită zonă, de pe un anumit teren, care urmează în pasul următor să fie destinat unor proiecte de infrastructură, să spunem, unor drumuri, canale, investiții industriale, fabrici sau alte construcții. Deci, orice teren de acest gen, cu o minimă descoperire arheologică întâmplătoare, chiar anterioară, este sortit unui astfel de procedeu de descărcare de sarcină arheologică pe care îl pot face instituțiile cu arheologi din România, oricare instituție din România. Dar de menționat că materialele descoperite în acea zonă, în acel perimetru, trebuie să rămână la Muzeul Județean din județul de care aparține. Și aici, chiar și pe proprietățile particulare, chiar dacă nu sunt expropiate, pentru că în marile proiecte de infrastructură, de genul autostrăzi, zone de contact industrial, aeroporturi, nu vor mai fi proprietăți particulare, vor fi expropriate prin legea asta pentru marile proiecte de infrastructură, dar avem situații și de proprietăți particulare care sunt obligate să solicite această descărcare de sarcină arheologică. Și aici, asta spun că noi, oamenilor obișnuiți, proprietarilor de terenuri cu vestigii arheologice, atunci când venim ca arheologi să le scoatem materialele pe banii noștri, pe banii instituțiilor, le facem un bine, pentru că altfel, atunci când vor avea nevoie de această descărcare de sarcină arheologică pentru ridicarea unei case, pentru ridicarea unei anexe gospodării sau un gard sau eu știu ce, împrejmuire, vor fi obligați să organizeze șantierul arheologic pe banii domniilor lor. Deci instituțiile noastre atunci nu mai sunt răspunzătoare financiar. Noi doar consumăm atunci. Da. Ce să mai zic, multe de spus, arheologia este un tărâm, cum să spun, fascinant, în care nu știi ce vei întâlni, nu știi ce găsești. Da, în același timp este și destructiv, adică arheologul distruge, în același timp când descoperă, îl distruge practic, scoate din context, sapă. Da. Rupe, dar în același contextul. Timp... Este o carte care poate fi citită o singură dată și arheologul e prioritar. El o citește prima, da, și ultima oară. Și totuși, pentru arheolog, ce a fost un dezastru pentru comunitatea umană de atunci, pentru un arheolog poate să fie o mană cerească, pentru că prin arderea, să zicem, a unui colib, a unei... Se păstrează... Da, este așa numită sigilare a complexului. Complex închis. Deci nu s-a mai umblat acolo. Da. Gropile de gunoi pot fi astfel o mină de aur pentru arheologi. Da. Vă mulțumesc pentru participare. Rămâne să continuăm dialogul nostru și cu altă ocazie. Am să citesc calendarul acestei zile cu evenimente petrecute de-a lungul timpului, mai plăcute sau mai puțin plăcute. Pe 7 iunie, în anul 48, înainte de Hristos, a avut loc bătălia de la Pharsalus, în care Pompei este învins de către Cezar. Știm cei trei triumviri ai Romei, Pompei, Cezar și cu Crassus. Și Pompei se pare că a apelat și la ajutorul trupelor dacice. În anul 1340 a fost fondat în Olanda orașul Rotterdam. Pe 7 iunie, în anul 1494, Spania și Portugalia semnează tratatul de la Tordesillas, prin care lumea nouă, în special cele două Americi, erau împărțite între cele două țări.
În anul 1654, Ludovic al XIV-lea este încoronat rege al Franței. În anul 1775, Coloniile Unite își schimbă denumirea în Statele Unite ale Americii. Pe 7 iunie 1929, Vaticanul devine stat suveran. Pe 7 iunie 1947 a luat ființă, prin ordinul ministrului armatei Mihai Lascăr, Clubul Sportiv ASEA Armata București, din 1961 Clubul Steaua București. Pe 7 iunie 1958, atleta Iolanda Balaș stabilește la București recordul mondial la săritura de înălțime, 1,78 m. Știm că acel stil de săritură nu se mai practică acum, acum se practică săritura pe spate, un alt stil, sărea de pe loc, un fel de forfecare, era în sfârșit mult mai greu. În anul 1995, pe 7 iulie, regizorul Lucian Pintilie primește distinția franceză Cavaler al Ordinului Artelor și Literelor. Și pe 7 iunie 2004, prin decret emis pe 7 iunie de președintele Franței, Jacques Chirac, actorul Ion Lucian i-a fost decernat titlul de ofițer al Ordinului Național al Legiunii de Onoare, ca recunoașterea meritelor excepționale în domeniul teatrului. De asemenea, pe 7 iunie, în anul 1848, s-a născut Paul Gauguin, pictor francez. În 1879, Knut Rasmussen, explorator, antropolog și etnolog danez, o figură marcantă și deschizător de drumuri în aceste științe. În anul 1886 s-a născut pe 7 iunie Henry Coandă, inginer român de aviație, inventator al motorului de avion cu reacție fără elice în 1910. Și de asemenea, pe 7 iunie 1716, stolnicul Constantin Tacuzinou împreună cu fiul său Șerban au fost executați la Constantinopol din ordinul sultanului. În anul 1953, Ion Fluieraș, politician român, a încetat din viață. Sărbători Ziua Mondială a Salariului Minim pe Economie și sărbători creștini ortodoxe, Sfântul Mucenic Teodot, episcopul Aciriei și Sfânta Mucenică Zenaida și Sebastian. Și mâine, pe 8 iunie, este Ziua Mondială a Oceanelor. Vă mulțumesc, stimați telespectatori, vă doresc o zi bună, rămâneți în continuare cu emisiunile Antenei 1 Pitești.